Adio Marea Doamnă. Doliu în lumea muzicii. Este vorba despre pianista Irene Schuchzer. Aceasta a trecut la cele sfinte la vârsta de 83 de ani. A decedat marți într-o instituție din Zurich, după cum a informat casa de discuri Intact Records. Ea a fost considerată Marea Doamnă a scenei elvețiene de jazz. Născută la Schaffhausen în 1941, elvețianca a fost una dintre personalitățile formatoare ale jazzului modern. De la Dixieland în restaurantul părinților săi, muziciana autodidactă a ajuns la free jazz pe scene din întreaga lume. Ea a cântat, printre altele, la Berlin, Tokyo, New York, Londra și Amsterdam. Pianista și baterista a explorat scena de jazz din Zurich și Londra în anii 1960. Împreună cu bateristul Pierre Favre, a dat impulsuri importante în domeniul free jazzului și al pianului improvizat. Schuchzer a lansat numeroase albume solo și în duo. A fost, de asemenea, implicată în mișcarea muzicală europeană a femeilor. A fost cofondatoarea festivalului Taktlos, a Werkstatt für Improvisierte Musik Zurich și a casei de discuri de jazz Intact. Schuchzer a fost onorată cu mai multe premii culturale în cariera sa. În 2018, ea a fost distinsă cu Marele Premiu Elvețian pentru muzică. În vara anului 2021, la scurt timp după împlinirea vârstei de 80 de ani, Schuchzer s-a retras din activitate din motive de sănătate. Ea s-a abținut de la a călători și de la a cânta pe scene importante.